Hei, salutare tot și bine la un nou episod de tot aceasta. Vreau să vă învăț două trucuri de magie. Să-i dăm drum. Pentru primul, vom avea nevoie de această o hârtie normală. Bun. Asta e normală, da? N-are nimic. Ei bine, noi trebuie să o împăturim. Împăturim. Stați puțin. Durează mai mult decât credeam eu. Și acum o vom ține pe deget fără nici cea mai mică problemă. Pe degetul mare, uitați, putem mișca fără nicio problemă. O aducem înapoi. Și toate astea vor fi explicate la sfârșit. Dar mai vreau să vă arăt o dată că nu are nimic această hârtie, da? Este doar o hârtie normală. Pentru următorul truc vom avea nevoie de două paie, da? De două paie. Foarte simplu va fi acest truc. Este un fel de iluzie sau ceva în genul ar trebui să fie. Uite așa. Stai, what the fuck? Bă, așa, stai. În fine. Puh, băgăm așa. Și vom sufla. E liber. Nimic. Gol, goluț. N-am avut nimic. Paiele sunt între, sunt normale. Uitați-vă la ele. Decât că sunt înduite, că am mai făcut trucul ăsta. Deci nu au nimic aceste paie. Acum urmează explicația sau lucrul pe care cred că le așteptați. Îmi pare rău că nu mi se vede față, dar nu putem să-mi arăt deocamdată. Lucrul pe care îl așteaptă toată lumea să explicăm. Păi, eu cât timp vă arătam foaia aici în față așa, voi n-ați observat o chestie. Eu aveam aici o chestie, aveam un ban de 50. Am pus aici, stai, am pus în oricare parte, nu contează în care parte o pui. Am pus banul, am făcut asta așa și atunci greutatea, banul va susține toată greutatea și o poți mișca fără probleme. Și atunci când vrei să scoți și să arăți că nu are nimic, deci cum e ăsta pus aici, da, se vede, dar eu o să țin asta așa spre mine, o să țin, uite, așa ceva în genul. Așa, și numai eu pot vedea banul sau cel care stă în partea aceea, cum ar veni. Ei bine, o face așa repede, fără nici cea mai mică problemă. Poți arăta după aceea ăla. Dar trebuie banul ținut așa în pumn, ca să nu... Dar trebuie să mir mai mult mâinile ca să nu-l dă seama. Poți arăta înapoi hârtie, nu are nicio problemă. Foarte simplu și ușor. Iar următorul truc este și mai simplu decât acesta. Pentru că totul este făcut de paie. Trebuie să pui... Vă trebuie neapărat două paie, nu contează ce culoare, pot fi și aceeași culoare. Vedeți unde este chestia asta? Uitați, chestia asta de aici. Asta pe care ți-l adresez acum, așa. Trebuie pusă aici, la fix. Și trebuie pus cam pe la centrul paiului. Care este deasupra, dar paiul ăsta trebuie pus în spatele la ăsta. Cum ați vedea voi, ceva în genul, adică în spatele paiului de la centru. Și pur și simplu învârți pasta așa. V-am zis că totul este făcut de paie, adică voi trebuie doar să învârtiți. Și ca să pară mai interesant la sfârșit, sufli și doar tragi și au ieșit singure. Și mi-am mai dus aminte de un truc. Imediat îl voi putea face. I-am luat o pernă ca să posta pe ea și acum o să mi se vadă și fața. Deci așa, eu voi face ca acest ban minunat, voi pune în mâna asta de fapt și voi face ca acest ban minunat și mirobolant să dispară. Păi cum voi face asta? Veți vedea după ce fac trucul, adică normal. Că altfel nu ar mai avea
niciun sens. Păi, hai să o facem. S-a auzit ceva? Bă, nu, nu mai ai. Va apărea banul chiar, uite, aici. Banul e aici. Și ce să vezi, a apărut și diferit. Le-boi. Uitați banul. Banul acesta este aici. Și acum îl voi face ca pe, îl voi face ca banul ăsta să dispară, pentru că cu celălalt de 50 nu mi-a mers, e aici acum. Așa. Îl face pe ăsta, îl voi face să dispară. Asta să mai bine. Așa, deci. Așa. A dispărut. Iar acum cred că e pe aici. Era aici. Păi, în primul rând, îți trebuie o masă și un scaun sau o perdă. Poți să stai la un birou și să, sau la un birou sau cum să numi chestia asta. Să ai o perdă jos, pur și simplu să o pui, să zici că stai pe ea. Și, de fapt, pur și simplu trebuie să faci așa și să strângi mâna după ce ai făcut așa. Și aici trebuie să-i dai drumul. Deci, cum faci așa, banul trebuie să cadă pe pernă, dar ca să nu se audă. De-aia am pus eu perna, pentru că cel mai probabil încă de în altă parte. Adică pe parchet sau cine știe. Deci, pur și simplu trebuie făcut așa. Așa. Și a dispărut de aici și a dispărut și de aici. Dar trebuie lăsat jos în același timp. Adică e o chestie de îndemânare. E foarte simplu dacă știți. Uite așa. Acum s-a auzit pentru că nu l-am pus bine și l-am aruncat. Păi, cam atât a fost cu acest episod. Nu uitați dacă a plăcut să dați un like, chiar nu-i mai dat atât viitoare. Pa, 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 pa!